Bună dimineața, suntem pe drumul național numărul 1 la Bărcănești, zona în care DN1 se intersectează cu autostrada București-Ploiești. Este o acțiune amplă de control organizată de polițiștii prahoveni și cei de la Control Trafic ISCTR. O acțiune care îi vizează pe transportatorii de persoane și nu numai. Sunt controlate documentele, dacă se respectă legalitatea în privința numărului de călători, evident și starea tehnică a vehiculelor de transport. Este o acțiune care se va derula din spusele polițiștilor nu doar pe drumul național numărul 1, va fi pe mai multe drumuri din județ, pentru că, după cum bine știți, a existat și încă există foarte multe sesizări în privința felului în care se face transport pe drumurile din Prahova, în special transportul de persoane, dar și cel de marfă. Acțiunea se desfășoară pe ambele sensuri ale drumului național numărul 1 și tot ce înseamnă autovehicul de transport persoane este oprit și controlat. Vom sta de vorbă pentru mai multe detalii cu purtătorul de cuvânt al IPG Prahova, aflat și el aici alături de colegi. Bună dimineața! În ce constă acțiunea de astăzi? Bună dimineața! Acțiunea de astăzi se desfășoară la nivel național și are ca scop verificarea legalității efectuării transportului de marfă și de persoane. Acțiunea este realizată în colaborare cu reprezentanții ISCTR. De asemenea, polițiștii verifică modul în care sunt respectate prevederile legii numărul 55/2020 privind purtarea mășii de protecție. Reamintim cetățenilor necesitatea, dar și obligativitatea purtării acestei măști de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura pentru toate persoanele care au vârsta peste 5 ani. Vă mulțumesc foarte mult! Sper că s-a înțeles destul de bine. Este un zgomot destul de puternic aici în zona DN1, trecerea pe sub autostradă. Aici unde polițiștii s-au postat pe ambele sensuri ale drumului, controlând, vă spuneam, tot ce înseamnă transport de persoane.
animalele astea îți dă bine, îți dă rău? Sunt bine, nu. Da, ce să e. Da. Călătorii toți poartă mască? Așadar, la această oră, pe drumul național numărul 1, în zona trecerii pe sub autostrada București-Ploiești, un amplu control pe ambele sensuri, poliția și ISCTR, cei de la control trafic, cei care verifică starea tehnică a autovehiculelor, în special cele care sunt vizate de acțiunea de astăzi, cele destinate transportului de persoane. Sunt filtre pe ambele sensuri de mers. Greu de crezut că vor reuși să găsească ceva în neregulă, atât timp cât știți foarte bine că șoferii se anunță prin stații. Însă, astfel de acțiuni ne-au asigurat polițiștii că se vor desfășura în următoarele zile foarte des pe principalele drumuri din Prahova, acolo unde știți că sunt rutele de transport persoane, și dacă cele care efectuează transportul de persoane pe drumul național numărul 1 sunt cât de cât în regulă, ei bine, cei care efectuează acest transport între comunele din Prahova au mult mai multe probleme. Urmărim și comentariile celor care sunt în direct alături de noi. Nu este neapărat o acțiune pe coronavirus. Toată lumea numai despre asta vorbește acum. Nu sunt probleme multe sesizate în transportul de persoane de-a lungul anilor, iar polițiștii au spus că sunt hotărâți să le pună capăt acestor ilegalități comise de transportatori, în special aici fiind vorba despre siguranța persoanelor. Evident, contează să respecte și aceste norme, cum ar fi purtatul măști în mijloacele de transport în comun, dar cele mai importante sunt starea tehnică a acestor vehicule, numărul de persoane care nu de puține ori este depășit, este dincolo de capacitatea vehiculelor de transport, și atunci apar probleme. Adeseori au fost astfel de accidente și s-au soldat cu pierderi de vieți omenești. Vom reveni pe parcursul acestei zile la finalizarea acțiunii polițiștilor. Vă spuneam, niciun microbus de transport persoane, dar și cele care transportă alfa, astfel de microbuze cum aveți în imagine, nu scapă neoprit la această oră pe drumul național numărul 1 în zona Bărcănești. Urmăresc în continuare și ceea ce ne scrieți dincolo de glumele legate de coronavirus, mă rog, atât putem uneori. Ne spun cei aflați acum alături de noi că ar fi bine să se efectueze astfel de controle și pe rutele din județ, altele decât cele care au pe traseu drumul național numărul 1, aici unde șoferii se anunță destul de repede prin stații și fie opresc până în controle, fie mai coboară călătorii care sunt în plus. Așa cum vă spuneam, cei de la IPJ Prahova ne-au asigurat că vor face astfel de acțiuni în următoarea perioadă, nu doar pentru câteva zile, pentru o perioadă mai lungă de timp, și pe celelalte drumuri din județ, acolo unde se efectuează transport de persoane.
Pe final vă reamintesc că suntem pe drumul național numărul 1 la Bărcănești, în zona în care DN1 trece pe sub autostrada București-Ploiești. O acțiune amplă de control în traficul rutier, o acțiune care vizează pe transportatorii de persoane. Urmărind ceea ce spun cei care comentează, unii sunt mulțumiți, alții sunt nemulțumiți de ce atâtea controle în trafic, ba că este acțiune politică de imagine. Știți foarte bine, dacă se fac astfel de controle e bine, dacă nu se fac astfel de controle nu e bine, oricum ai dau, cineva este întotdeauna nemulțumit. Important este călătorii să fie în siguranță în traficul rutier, autovehiculele care îi transportă să fie în stare tehnică foarte bună și, bineînțeles, să se respecte numărul de locuri, pentru că, de regulă, știți, sunt mai mulți călători decât are prevăzut în talon, în certificatul de matriculare, vehiculul respectiv. Așadar, astfel de controle, oricum ar fi privite, fie că sunt cu simpatie de unii, fie că alții le contestă, sunt binevenite, pentru că, până la urmă, în joc sunt viețile oamenilor, integritatea lor.